Salut! Salut! Se apropie sa de teatru. Mi-a plăcut. Ai recomandat-o? Da. Ai renunțat la un film pentru o piesă de teatru? Da. Ție cum ți-a plăcut piesa? Mi-a plăcut, a fost interesant și mi-a plăcut cum s-au rezolvat treburile până la sfârșit. Care a fost mesajul? Ce ai înțeles tu din ea? Păi, nu știu, cred că fiecare interpretează în felul lui și eu cred că mesajul a fost... Să ai grijă în cine să ai încredere. Dacă te uiți așa în jurul tău, merg prietenii tăi la teatru? Nu prea. Mie îmi place să merg la teatru. Acum încercam să-mi aduc aminte care a fost ultima piesă la care am mers. Am văzut de curând Egoistul și mi-a plăcut foarte mult. Și nu știu, dar în general nu foarte mulți dintre prietenii mei merg la teatru. Tu ai dat un film pe piesă de teatru? Da, sincer. Doamne, ce înseamnă să ai studii? Da, ce părere aveți? Și te mulțumim pentru ideea de a duce acest spectacol la Teatrul Masca. Cum vi s-a părut că a fost primit de public? Publicul nostru e foarte călduros. De-aia am și decis să inițiem acest proiect, Întâlnirile Teatrului Masca, din dorința de a le oferi șansa de a viziona spectacole ale altor teatre din București sau ale altor teatre din provincie. Știm că publicul fidel Teatrului Masca e un public extrem de deschis, extrem de cald și ați văzut reacția lor din seara asta. Sunt convins că și actorilor de la Pitești și ei au simțit căldura publicului nostru. De unde a pornit această idee? De unde v-a venit ideea cu teatru prin țară? Teatrul Masca este un teatru care de fiecare dată când joacă în provincie este foarte bine primit. Am observat că publicul de provincie este extrem de avid de a se duce la teatru. Și atunci am zis, hai să transformăm ideea de turnee într-o chestiune stabilă. Și atunci de aici a pornit ideea proiectului Întâlnirile Teatrului Masca, care își propune nu doar să aducă teatre din provincie sau alte teatre din București în sala Teatrului Masca, ci și să scoată Teatrul Masca de aici, din București, și să-l plimbe prin țară. Atât cu spectacole în aer liber, cât și cu spectacole în interior. Da! Întrucât n-ar bine mai să vă să drăgoșiți cu ajutorul meu, întrucât n-ar dat ascultarea tuturor medicului, întrucât n-ar ținut seama de leacurile prescrise, da? Cum vi s-a părut publicul din București? Cum a reacționat la piesa dumneavoastră? Nefiind prima dată când eu joc în București și am jucat, cred că, în cam toate teatrele din București, publicul bucureștean este întotdeauna nu numai cald, și ce este foarte mișto este că e cunoscător. Adică are un rol pentru noi de verificare, și dacă simți că publicul merge cu tine, înseamnă că ai depășit un anumit moment în carieră și este juriu care notează, care dă note. Care ar fi mesajul piesei? De ce ar trebui să vină să vadă această piesă? Așa cum se întâmplă de obicei, prefăcătoria și ideile fixe te duc către un punct mort. Deci individul cel bolnav închipuit, acest bolnav închipuit, a căpătat o idee fixă, cu toate că el nu era chiar bolnav. Dar autosugestionându-se a ajuns la punctul mort. Așa se întâmplă și în politică, așa se întâmplă și în... Acum, cum să spun, vrând nevrând, sunt obligat să extrapolez situația, când indivizi care, cum să spun, n-au nicio legătură cu niște evenimente, își asumă niște drepturi sau niște caracteristici.
da, domne, eu sunt cel deștept, eu sunt cel așa, și după aia când vine veleatul, sau alea, că e gol și e desumflat. Cu siguranță oamenii au de ce să vină la această piesă, o piesă care este și cu umor, dar și cu mesaj în același timp. Exact. Acum trebuie să-i mulțumesc regizorului, care este, adică e vorba de Dan Tudor, un regizor de la Teatrul Național din București, care a știut și ce să ne ceară și cum să lucreze cu noi și, sigur, piesa era mult mai stufoasă făcând parte din dramaturgia asta franceză, dar a știut să concentreze și să lase exact ce este și amuzant, ce este și plăcut, ce este și care merge la public, deci ce care trage la public. Da, dacă se priceapă la experiență. Vreau să vă întreb, înainte să urcați pe scenă, cu 2-3 minute înainte, mai aveți emoții? Dacă nu aș avea emoții, n-aș fi actor. Am 40 de ani de teatru, dar nu mi-au lipsit emoțiile niciodată. Ca să spun că eu, ai văzut că aveam avut un pahar de apă pe scenă, am simțit nevoia să-mi mezez gura. Tocmai din cauza emoțiilor și din cauza faptului că după foarte mulți ani mi-am reîntâlnit un public pe care îl iubesc și care este deosebit, este extraordinar, publicul bucureștean.